Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 16 al cărții Geneza, și sincer vă spun că dacă Dumnezeu mi-ar fi cerut părerea, eu unul nu l-aș fi pus deloc în Biblie. După ce Avram dă un minunat exemplu de ascultare și încredere în Dumnezeu, îl găsim în acest capitol eșuând lamentabil în relația lui cu Dumnezeu. Aceasta este însă o dovadă că Avram este om și niciunul din această categorie nu este perfect. Este de asemenea o dovadă. Acest cuvânt al lui Dumnezeu nu își propune să ne arate oameni fără nicio pată, ci să ne arate dragostea și îndurarea lui Dumnezeu. Poate vă amintiți că la timpul respectiv atrăgeam atenția asupra faptului că Avram venise din Egipt cu două lucruri care aveau să-i pricinuiască mari probleme. Am văzut deja problemele pe care le-a avut din pricina bogățiilor pe care le-a adus din Egipt. Acum a venit timpul ca cea pe care a adus-o ca menajeră din Egipt să-i creeze probleme. Să citim primele două versete ale capitolului 16. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteană numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, Iată, domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, pentru că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Ceea ce propune Sara nu este chiar un lucru neobișnuit. În acele zile era o practică destul de răspândită, că atunci când o femeie nu avea copii, să există o concubină care să aducă pe lume copilul. Nu trebuie să înțelegem că Dumnezeu aproba această practică. Aceasta a fost ideea lui Sara, iar Avram a ascultat-o. Atunci, Sara, nevasta lui Avram, a luat pe egiptanca Agar, roaba ei, a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. Acesta este modul în care egipteanca Agar devine concubina lui Avram și pot să vă asigur că nu a fost după voia lui Dumnezeu. Cu niciun chip Dumnezeu nu va accepta ca acel copil să fie urmașul lui Avram, acel urmaș prin care să fie binecuvântate popoarele lumii. De fapt, este un eveniment istoric, ceea ce ne este relatat în acest capitol. Versetul 4 El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț peste stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă bat jocul aceasta care mi se face. Eu însuți ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Vedeți ce gen de probleme apar pentru Avram. Agar, odată ce este însărcinată, începe să privească cu dispreț spre stăpâna ei Sara. Aș ruga, dragii mei, să nu treceți prea ușor peste acest verset. Nici să nu vă gândiți că Dumnezeu a aprobat un asemenea comportament. Dumnezeu spune că este o greșeală. Sara vede și ea că a fost o greșeală, dar acum încearcă să arunce vina pe altcineva. Părerea mea, dragi prieteni, este că ceea ce au făcut ei, de fapt, este reprezentativ pentru comportamentul nostru al oamenilor. Chiar și atunci când suntem siguri că Dumnezeu ne promite ajutorul lui, tot mai apare acolo o urmă de îndoială. Poate că Avram și Sara au privit la vârsta lor înaintată, la trupurile lor îmbătrânite și au început să se îndoiască de promisiunea lui Dumnezeu. Poate că și-au spus unul altuia, cred că Dumnezeu la așa ceva s-a referit când ne-a promis rezolvarea problemei noastre. Și, de ce nu? Este un obicei frecvent întâlnit și nu cred că Dumnezeu are ceva împotriva. Numai că acest raționament al lor, dacă l-au făcut așa, într-adevăr, este destul de răspândit. Nu cred că trebuie să înțelegem însă că dacă este scris în Biblie, este și ceva ce Dumnezeu aprobă. Sau dacă Dumnezeu nu pedepsește ceva în societate, înseamnă că El aprobă comportamentul ei. Este vorba doar de îndurarea Lui, dragii mei, răbdarea pe care El o are cu noi oameni și dorința ca noi să ne întoarcem cu fața către El. Nu de puține ori alegem obiceiurile societății ca normă de referință pentru comportamentul nostru. Aș dori să mai atrag atenția asupra ceea ce constituie păcatul lui Avram și al Sarei. Veți observa că este de fapt același păcat pe care Adam și Eva l-au săvârșit: este păcatul neascultării, al neîncrederii în Dumnezeu. Noi suntem de acord că avea o concubină este un păcat, dar uităm că păcatul neîncrederii este la originea tuturor acestor probleme. Aș mai îndrăzni să spun că niciun păcat nu este mai negru sau mai mare decât altul. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, este vorba doar de neîncrederea din care rezultă neascultarea. Orice altă clasificare este după norme umane. Este doar vorba de modul în care o societate sau alta, o cultură sau alta, amendează anumite comportamente sau atitudini. Dar să vedem cum evoluează lucrurile mai departe. Versetele 6 și 7. Avram a răspuns Sarei, Iată, roaba ta este în mâna ta, fă ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la șur. Din pricina răutății lui Sara, Agar fuge în pustie, și acesta ar fi însemnat probabil moartea pentru ea și pentru copil. Aceasta s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi apărut Îngerul Domnului. Eu înclin să cred că acel înger este Domnul Iisus preîncarnat. Aceasta este caracteristica lui. El este mereu în căutarea celor pierduți, celor alungați. El a zis, Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei îngerul Domnului i-a zis, Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Interesantă este afirmația îngerului. În epistola pe care apostolul Pavel o scrie galatenilor, în cel de-al patrulea capitol, el folosește această secvență ca pe o alegorie. El se referă la Agar și la urmașii ei ca fiind muntele Sinai, acolo unde a fost dată legea mozaică. Apostolul Pavel face aici aluzie la legăturile sau restricțiile pe care le impune legea. Pavel vorbește apoi despre Sara și libertatea ei. Cu alte cuvinte, el vrea să ne atragă atenția că noi suntem uniți cu Hristos și suntem liberi în El. Noi nu avem nevoie de lege. Legea noastră este dragostea care este mult mai puternică. Așa cum Avram nu avea nevoie de agar pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, nici noi nu avem nevoie de lege. Dar supărările pe care Agar le va aduce familiei lui Avram nu se vor sfârși aici. Agar se întoarce acasă pentru a naște un copil care este totuși copilul lui Avram. Îngerul Domnului a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta, el va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Nu vi se pare că istoria confirmă din plin aceste versete? Ultima mie de ani de istoria Orientului Mijlociu mi se pare a fi imaginea concretă a acestor cuvinte. Ce se întâmplă astăzi în acele zone? Urmașii lui Ismael, oameni cruzi, asemenea unor sălbatici, triburi de beduini, împlinesc cuvintele acestei profeții. Ei spun că sunt fii ai lui Avram, dar și fii ai lui Ismael, pentru că aceasta este legătura lor cu Avram. Ea a numit numele Domnului care-i vorbise. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Deci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea, Fântâna aceea s-a numit Fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cades și Bared. Aceste cuvinte sunt, de fapt, o dovadă a harului lui Dumnezeu față de Agar. În cele din urmă, nu este păcatul ei aici. De aceea, Domnul Isus, Păstorul cel bun, îi aduce această veste bună. Interesant este modul în care face ea cunoștință cu Dumnezeu. Să nu uităm că Agar era egipteancă, iar egiptenii aveau o idee primitivă cu privire la Dumnezeu. Ea era încântată că Dumnezeu o văzuse. Este de fapt mai mult înțelegerea ei că Dumnezeu este unul care vede, care are grijă de oameni, care este preocupat de ei. Pentru noi, încântarea ei pare puerilă. Noi știm astăzi mult mai mult despre Dumnezeu, despre omniprezența Lui, omnipotența, omnisciența Lui, Termeni oarecum științifici, prin care încercăm noi să-l descriem pe Dumnezeu. Problema este că s-ar putea să avem doar o cunoaștere intelectuală mai avansată, dar aceasta nu înseamnă că îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu din punct de vedere personal, din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Se pare că Agar îl știa pe Dumnezeu mult mai bine din acest punct de vedere. Cred că aceasta este area unde investigațiile, investiția de efort a omenirii, n-ar trebui să înceteze vreodată. Dar să vedem ce spune Biblia despre nașterea lui Ismael. Agar a născut lui Avram un fiu, și Avram a pus fiului pe care îl a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Ați auzit? 86 de ani avea Avram când s-a născut Ismael. O vârstă destul de înaintată pentru a avea un copil după standardele noastre, nu-i așa? Dar nu și după ale lui Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe, doresc să fac o scurtă recapitulare a întâlnirilor dintre Dumnezeu și Avram. Întâlniri pe care, de altfel, le-am văzut până acum. De fapt, sunt șapte întâlniri la număr pe care Avram le-a avut cu Dumnezeu. Trebuie să menționez că nu vorbesc aici despre singurele contacte pe care le-a avut Dumnezeu cu Avram. Trebuie să menționez aici că eu, unul, cred că nu au fost acestea singurele întâlniri dintre Avram și Dumnezeu. Sunt convins chiar că Avram s-a întâlnit de mult mai multe ori cu Dumnezeu, cel puțin prin intermediul rugăciunii. Întâlnirile la care eu mă voi referi sunt însă întâlnirile în care Dumnezeu i s-a arătat în mod distinct lui Avram. O primă dată în care Dumnezeu s-a arată lui Avram este aceea în care: îl cheamă din Ur, din Caldeia. Răspunsul lui Avram a fost atunci unul parțial. Credința lui era încă slabă, imperfectă. Cu toate acestea însă Avram pleacă din țară într-un act al ascultării. A doua oară se întâmplă pe timpul foametei din țara Cananului. Avram încă mai dă semne de slăbiciune și fuge în Egipt. Pentru cea de-a treia oară descoperim un Avram care trece cu bine de testul bogățiilor, fiind de acord să se separe de nepotul său Lot și Dumnezeu îi se arată din nou. În ceea ce privește cea de-a patra întâlnire a lui Avram cu Dumnezeu, găsim un Avram mult mai matur. El nu este perfect, dar este în proces de creștere. El primește de la Dumnezeu puterea de a învinge pe împărații care îl răpiseră pe Lot și este o bună mărturie pentru Dumnezeu. Și în această situație, Dumnezeu îi se arată și îl încurajează. Acestea sunt evenimente peste care noi am trecut deja. Evenimente în care, de fiecare dată, înainte de întâlnirea specială cu Dumnezeu, Avram a avut de trecut câte un test. Mai sunt încă două teste pe care Avram trebuie să le treacă: teste în urma cărora Dumnezeu îi se va arăta din nou într-un mod special. Până atunci, însă, noi am ajuns la capitolul 17. Mulți sunt cei care evaluează acest capitol ca fiind poate cel mai însemnat din Cartea Geneza. Eu unul mă feresc să fac asemenea clasificări pentru că Biblia este în întregime cuvântul lui Dumnezeu și tot ceea ce este scris în el este important. Capitolul începe așa: Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic umblă înaintea mea și fii fără prihană. Acum gândiți-vă puțin la acest lucru. Avram era în vârstă de 86 de ani când s-a născut Ismael și vor mai trece 14 ani până se va naște Isaac. Interesant este în acest verset numele sub care se prezintă Dumnezeu. Dumnezeu se identifică ca fiind cel atotputernic, El Shaddai, Dumnezeu apare sub acest nume pentru a anunța un nou legământ pe care îl va face cu Avram. Voi face un legământ între mine și tine și te voi mulți nespus de mult, citim în cel de-al doilea verset al capitolului 17. De fapt, cuvântul legământ va apare de 17 ori în acest capitol. Pentru numai 27 de versete, cred că este o frecvență neobișnuită, dar care ne comunică ceva legământul acesta este important pentru Dumnezeu, ca și pentru Avram de altfel. Aceasta este cea de-a cincea dată când Dumnezeu îi se arată lui Avram. Dumnezeu se arată acum lui Avram nu numai pentru a face legământul cu el, dar și pentru a renoi promisiunea cu privire la fiul pe care Dumnezeu îl va da. Pavel scrie despre această situație în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 19 și spune următoarele. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. De fapt, pântecul Sarei era un mormânt, un loc al morții. Dar din moarte a venit viața. Isaac se naște în ciuda atâtor nepotriviri. Pavel concluzionează la finalul capitolului că acest eveniment este de fapt o aluzie cu privire la Domnul Isus care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Viața din moarte este de fapt promisiunea lui Dumnezeu, este în puterea lui El Shaddai și este singura modalitate prin care suntem izbăviți. Aceasta este de fapt și promisiunea pe care Dumnezeu o face lui Avram. Avram avea 99 de ani, iar Sara 89. Când se naște Isaac, Avram va avea 100, iar Sara Aproape 90. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Dumnezeu îi promite din nou lui Avram că el va fi tatăl multor neamuri. Aș putea spune că acest om are mai mulți copii decât orice om de pe pământ. Gândiți-vă numai: pentru aproximativ 4000 de ani au fost două linii majore cea lui Ismael și cea lui Isaac și fiecare conține milioane de oameni. Mare familie. Aceasta ca să nu mai vorbim de marea familie de urmași spiritual pe care i-are Avram. Ei toți sunt copii spirituale a lui Avram prin credința în Domnul Isus. Pavel îl numește pe Avram tatăl credincioșilor. Mai poate spune cineva că Dumnezeu nu s-a ținut de cuvânt? Mai ales când i-a spus, nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căștefactată tatăl multor neamuri. Acesta este momentul în care Dumnezeu îi schimbă numele lui Avram în Avram. Este, dacă vreți, un botez, un semn al legământului pe care îl încheie Dumnezeu cu Avram. Trebuie să spun aici că numele în Orient sunt puse în mod diferit decât sunt puse în Europa sau în America. De obicei, aici oamenii se orientează în funcție de muzicalitatea numelor, rezonanța lor alte personalități care au purtat acele nume sau știu eu ce alte considerente de ordin personal motivează alegerea numelor. Nu este la fel în cazul poparilor orientale. Aici numele au o altă semnificație. Ele sunt puse fie având în vedere o anumită trăsătură a copilului, fie cu dorința de a constitui un fel de profeție pentru persoana în cauză. Poate vă amintiți de Set, care însemna înlocuitor, sau de Metusala, care însemna când va muri, va veni. De aceea numele este foarte important. Numele Avram însemna în ebraică tată înălțat sau tată nobil. Avram înseamnă tatăl unei mari mulțimi. Vedeți deci că nimic nu este la voi întâmplării aici. Să trecem acum la un mic episod care va ilustra foarte bine credința lui Avram. Imaginați-vă că într-o dimineață Avram și Sara se trezesc și pe când rezolvau treburile urgente ale gospodăriei, apar ca din senin un grup de negustori care se apropiau de mica lor oază de lângă muntele Hebronului. Avram se îndreaptă către ei și negustorii cer permisiunea să pe cămilele. Acum, în acea vreme, erau mulți oameni ospitalieri, ceea ce mi se pare destul de interesant. Adică, noi vorbim aici de oameni care stăteau mai mult prin peșteri sau în corturi, și nu într-o lume atât de civilizată cum pretindem că este a noastră. Ei bine, în acele vremuri, ospitalitatea nu era atât de rară cum este astăzi. Ne Am inventat hoteluri, dar nu pentru a fi ospitalieri, ci pentru a face bani. Chiar și acolo unde sunt mulți creștini, este de multe ori nevoie să cauți un hotel pentru că nu se găsește nimeni să te găzduiască. Cred că din întâmplarea lui Avram ar trebui să învățăm și noi câte ceva. Oricum, Avram îi invită pe negustor să folosească apa pentru cămile, ceea ce în mijlocul unui deșert este un act de mărinimie. Probabil au început să converseze. Ca în orice conversație, oamenii fac mai întâi cunoștință. Și îmi imaginez că unul din negustori a spus, numele meu este Murat. Celălalt a spus probabil, al meu este Ali. Acum este rândul lui Avram, care spune, numele meu este tată nobil mi și imaginez pe cei doi exclamând. Da? Ce copii ai? Fete, băieți? Dar Avram continuă. N-am niciun copil. Și atunci cei doi au început să râde. Adică te cheamă Avram și n-ai niciun copil? Cum se poate să fii tată fără niciun copil? Și au plecat mai departe amuzându-se. Șase luni mai târziu trec din nou pe la Avram. Când Avram le iese în întâmpinare, cei doi încep să glumească pe seama lui. Hei, hey, ce mai face tatăl fără copii? Dar Avram le spune, hei, numele meu nu mai este tată nobil. De acum mă cheamă tatăl unei mulțimi. Cei doi încep să râdă și mai tare. Probabil ai gemeni, nu? Și se distrează pe seama lui. Avram a fost tată înainte de a avea copii. El a fost tatăl unei mulțimi încă înainte de a avea vreun copil. Lucrul acesta a fost posibil prin credință. Eu și tu, dragul meu prieten, suntem acum convinși de lucrul acesta. Avram a fost și el convins, deși datele lui sunt mult diferite de cele pe care noi le avem. Dragii mei, minunate lecții ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu. Credința lui Avram, dragostea lui Dumnezeu, sunt lucruri care trebuie să rămână ca exemple în viețile noastre. Ceea ce spune Dumnezeu este întotdeauna adevărat. Noi nu avem răbdarea. Nu suntem pregătiți pentru a primi cum se cuvine promisiunile Domnului nostru, dar El este mereu gata să le împlinească. Data viitoare vom continua să vorbim despre modul în care Dumnezeu face legământul său cu Avram, un legământ al binecuvântării, un legământ condiționat de un singur lucru: încredere. La dispoziția noastră stă același legământ. Condiția? Încrederea că Dumnezeu face întotdeauna ceea ce promite. Să nu uităm acest lucru, pentru că este adevărat. Rămâneți cu har și pace. și viața ți e pericol. Când lipsuri ne pădesc în viața ta, când simți că nu mai ai nicio nădejde, al Domnului cuvânt tu nu lui ca Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce cea a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot lovit cu mare înverșunare Când nu înțelegi de ce s-a întâmplat Când nu mai vezi în priajmă vreo scăpare Să știi că Dumnezeu nu te-a uitat Credincios e Iisus Hristos împlinește ce ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. El ți-a promis că nu te părăsește, Tot el a spus să nu te temi nici să bat în brațul lui prin certvă. Ai mare preț să crezi a lui cuvânt. Credincios e Iisus Hristos, Împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, Nește tot ce-a Ce-a promis Credincios în Iisus Hristos Împlinește tot ce-a Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.